Am revenit, dragii mei, în cea de-a doua parte a emisiunii Românica Mea, alături de o bună cine. Mie așa îmi place să spun, domne, când văd o fată excepțională, zic, domne, m-am îndrăgostit. Astăzi m-am îndrăgostit de Andra Ozon. A, mă bucur, bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Dar fii atentă că eu te-am întrebat pe tine mai devreme. Tu ești logodită? Nu sunt logodită. Nu, dar urmează să ne logodim. Adică nu? Depinde. A, de ce depinde? Cum, de mai mulți factori. Care sunt ăia? Păi nu știu, să vedem până la sfârșitul emisiunii. Tu ești cântăreață, eu sunt cântăreț. Facem tu un duet. Tu ești artistă, eu sunt artist. Facem un duet. Avem suflete de artiști, că le putem uni și iese un suflet și mai mare. Bineînțeles. Oh! Începe să-mi placă. Băi, oameni buni, eu m-am îndrăgostit astăzi în Berceni. Se zice că începe dragostea în București, știi? Mai precis în Berceni. Tu aici te-ai născut în Berceni? Da. Să știi că am mai avut o bercenistă în ediția trecută. Și uite, domne, că tu ești și mai înaltă decât ea. Tu ce mănânci? Mănânc regulat. Mănânc sănătos. Regulat, îmi place cuvântul ăsta. Da, la ore, întotdeauna. Adică de câte ori mănânci pe zi? De 3 ori. Mic dejun, prânz și cină. De 3 ori și niciodată nu păcătuiești după 11 noapte? Și gustări cu fructe. Nu. Ce fructe îți plac ție? Mie îmi struguri. Place banana. Struguri. Struguri? Și cum iei? Bob cu bob? Sau cireșe. Ți-l bag cireșe. Eu în gură? Auzi? Îți bag eu bob în gură sau ți-l bagi tu? Cum e? Las că mă descurc singură. Hai, băi, să știi că în viață uneori e bine să faci și lucru singur de unii singuri. Știi că ce faci cu mâna ta, lucru manual se numește. Uite, de exemplu, când eu eram mic, toată lumea se uita la mine, eu stăteam întotdeauna pe stradă. Tu ai trăit pe stradă vreodată? Măi, de dimineața până seara eu mă jucam, să eram stau, pe stradă. Da, în fața blocului să joc rațele și vânătorii, și... țările, țară, vreme. Vrem ostaș. Și câți ostași vrei tu? Ia că te ție îți place fotbalul? Jucai fotbal? Nu, jucam tenis de picior. Tenis de... Și cum? Ia arată-mi cu piciorul, cum făceai tu? Așa, mamă, dar ce picioare frumoase ai. Da, mulțumesc. Ia mai fă o dată, te rog frumos. Dar totdeauna tu câștigai, nu? Bineînțeles. Da, stăteai în poartă sau lângă poartă, la bară? Nu, tenis de picior jucam, în fine, era mai nu, mult pătrățica. Nu, că eu nu prea știu cum e, care-i treaba, știi? Sau stăteam fiecare pe locul lui, era un teren. Părțit în două, fiecare cu partea lui, ca la volei. Și niciodată nu săreai și în curtea vecinului? Nu. Dar ai sărit vreodată, ai avut relații, bănuiesc. Acum spui că ești singură. Dar ai avut relații. Sunt singură, poate nu. Păi, dar de ce? Stai puțin, acum mă amăgești? Nu. Păi cum, că ai spus la început că nu ai relații și eu am început să-mi fac idei. Nu, m-ai întrebat dacă sunt logodită. Da. Păi da, avea o relație nu înseamnă a fi logodit. Iartă-mă, urmează să te logodești cu el? Nu. Dar urmează să vă despărțiți? Nu știu. De ce nu știi? Păi când te-ai uitat în ochii mei, ia hai, uite-te tu în ochii mei acum în direct. Ce-ți spun ție ochii mei? Sunt așa ușor verzi, ochii verzi, niciodată să nu-i crezi. Da, ochii tăi căprui fură inima oricui. Bineînțeles. Hai că-mi place de tine, ești excepțional. Am venit fără tocuri, special. Uh-huh. Și ai venit singură, dar cu mașina. Da. Tu ești șoferiță, de cât timp? 10 ani. 10 ani? Nu cred. Păi câți ani ai tu de... 28. Pe bune? Da. Mamă, mulți înainte. Fii atent. Da, știu, par mai tânără. Par mai tânără. Auzi, ia fă tu o piruietă să te vedem noi mai bine. Excepțional. Băi, ce-mi place de tine. Ce-mi place de tine. Florin, da, ia microfonul și ia spune-mi, ce părere ai de Andra Ozon? Ai văzut vreodată așa bunăciune la 1.80? Parcă nu sună bine, cum spui. Cum să nu sune? Ce nu sună bine? O fată frumoasă, adică. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Vă mulțumesc frumos, sunteți îndrăgăți. Muzică de asta patriotică? Da, de ce nu? De ce nu? Nu, că și Ina, dezbrăcată în chiloți, la un moment dat și-a pus pe ea steagul. E și asta un mod de a-ți exprima patriotismul. Este un mod de a ne... Unde ai fost tu, Violeta? Măi, dragii mei, Violeta Calfa este capul răutăților în această ediție. Niciodată nu se lasă. Ea mereu are ceva de făcut. Dă-i microfonul, te rog frumos, Florin. Florin, dă-i tu microfonul. Fii atent, vreau să te bat. Măi, am vorbit eu de Nuielușa mai devreme, dar acum să știi că voi căuta în pauză. Păi, am spus că nu e pentru elevi, e pentru mine, că eu sunt capul răutăților. Eu recunosc și... Da. Unde ai fugit tu? Spune-mi, unde ai fost tu? Măi, tu te-ai dezbrăcat în timpul pauzei publicitare? Mă bagi la idei. Deci dacă fac câte îmbraci, înseamnă că ai fost dezbrăcată mai devreme. Da, m-am dezbrăcat. Da, adică recunoști? Am ajuns înapoi. Dar cine te-a dezbrăcat? Asta vreau să știu. Ei, păi... Cu așa mulți băieți frumoși de aici, nu spui. Nu, e secret. E secret. Da, sigur că da. A lady never tells. Normal. Violeta, știu că noi avem și niște lucruri importante de făcut în weekendul acesta și vreau să-mi spui exact despre ce e vorba. În acest moment
Acum, în acest moment, nu te las să mai îmbraci, rămâi așa cum ești, că ești frumoasă și oricum te vezi dacă eu până la sfârșit. Și atunci spunem ce facem noi duminică. Păi, duminică noi avem un mare eveniment, eu aștept cu mare plăcere, parcă ar fi ziua anunții mele, vă vezi foarte serios. Mă bucur foarte tare pentru că am reușit să organizez împreună cu domnul director al liceului Mihai Cogălnicianu din Snagov un spectacol, un spectacol care are aproape toate genurile de muzică, nimic nu lipsește de acolo și sunt foarte fericită că am reușit să facem acest lucru pentru oamenii de acolo din localitate, pentru elevi și trebuie să-i mulțumim și domnului Fulga pentru acest eveniment. Aș dori să-i mulțumesc din tot sufletul pentru faptul că ne-a oferit această posibilitate să apărăm pe postul dumnealui de televiziune și în special pentru acest eveniment care pot să vorbesc despre. Îi mulțumesc din suflet și doresc tot binele din lume. Bineînțeles. Acum se uită foarte mulți telespectatori la noi și spune tu exact la ce casă de cultură sau unde anume casa este. Casa de cultură din Iermănești. Da, să vină cu toți. Intrarea este liberă. Liberă, perfect. Da, intrarea liberă. Casa de cultură din Iermănești, comuna Snagov. La ora 14 îi așteptăm acolo pe toți iubitorii de muzică. Va fi o mare nebunie. Fii atentă că eu cu dansez. Cu siguranță. Păi, fără dans nu se poate. Doar cu dans începem și terminăm cu dans. O ținem acolo cât putem de mult. Andra, fii atentă că eu acum o să te pun să cânti și eu voi dansa în jurul tău, voi face dansul îndrăgostitului. Da. Tu dansezi, nu, tu cânti și eu dansez și la finalul piesei o să spui dacă te-ai îndrăgostit și dacă îl lași pe iubitul tău sau nu. Bine. Da? Hai să înceapă melodia. M-am trezit de dimineață plină de inspirație și vreau să am o vară de senzație. Am chef de mare soare și de o relație pe care n-o să o găsesc la corporație. Hei, boss, te rog, vreau și eu concediu. Am rău de muncă și caut un remediu și trebuie să plec urgent la mare, să-l găsesc pe pretty boy la soare. Și caut, caut, caut pereche, caut din Mamaia până în Vama Veche. Urc în mașină și mă duc către mare și vreau să te găsesc întins la soare. Caut, caut pereche, caut din Mamaia până în Vama Veche. Urc în mașină și mă duc către mare și vreau să te găsesc întins la soare. Ajung pe plajă și e mare agitație, că fiecare-și caută o combinație. Așa e în dragoste, e ca o ecuație, pui X și Y și rezultă o relație. Și-l văd pe pretty boy în depărtare, cu părul răvășit și ochelari de soare. Când mă apropii, ne privim, îmi zâmbește și uite așa începe o nouă poveste. Caut, caut, caut pereche, caut din Mamaia până în Vama Veche. Urc în mașină și mă duc către mare și vreau să te găsesc întins la soare. Caut, caut pereche, caut din Mamaia până în Vama Veche. Urc în mașină și mă duc către mare și vreau să te găsesc întins la soare. Și mă duc către mare și vreau să te găsesc întins la soare. Caut, caut pereche,
mașină și mă duc către mare. Și vreau să te găsesc când vis la soare. Caut, caut pereche, caut din mamaia până și la mareche. Urc în mașină și mă duc către mare. Și vreau să te găsesc când vis la soare. Mamă, mulțumesc frumos! Ai făcut senzația aici la noi în platou. Mulțumesc frumos! Andra, băi Andra, fii atentă! Tu ești o fată directă, mie asta îmi place. Adică da. Tu cauți pereche și ai spus că băiatul vrei să fie deja întins când ajungi tu acolo. Adică așa ai zis. Și vreau să te găsesc întins la soare. Adică vrei să fie și bronzat. Dar soare, vezi? Bineînțeles. Nu-ți plac băieții albi. Păi să fie treabă. Ba da. Să fie treaba treabă. Dar tu nu ești albă niciodată? Adică tu totdeauna ești bronzată? Păi acum sunt mai alb așa. De, hai că nu ești. S-a mai dus bronză. Da, s-a mai dus. Te voi invita acolo să iei loc pe fotoliul nostru. Îți place fotoliul? Da, foarte frumos și să comod. Știi că eu l-am spălat, știam că vine Andra Ozon și am zis, băi, dați cu ozon, dați cu ciopi pe fotoliul ăsta, nu mai să da, se simtea bine. Da, ești un drăguț. Știu, și este am făcut cozonacul ăsta pentru tine special. Toată L-ai dimineața, făcut tu? Dragii mei, toată dimineața am stat și am frământat. Pe cuvântul Mamă, meu, deja toată dimineața. Încep să capeți bile albe, minut după minut. Vezi? Ai numai bile albe. Mulțumesc. Până acum. E de bine. Dragii mei, vreau să vă invit și pe dumneavoastră pe pagina noastră oficială de Facebook, Românica mea by Estrada TV. Acolo puteți să dați like, puteți să dați share la tot ceea ce postăm și eu postez zilnic acolo câte o nebunie și dumneavoastră le împărțiți pe tot Facebook-ul pentru că trebuie să ne știe toată lumea. Nu degeaba avem noi fani în Argentina, Peru, Brazilia, Mexic, Cuba, Thailanda, Spania, Germania, Croația și mai nou și din Franța. Îi pup pe toți românii noștri de acolo din Franța care ne urmăresc fie pe platforma noastră de YouTube, fie direct pe satelit, pentru că noi suntem grozavi și apărăm peste tot, sau pe www.estradatv.ro, cea mai tare televiziune, televiziunea familiei tale. Ia spune Florin, ia microfonul și să-mi spui tu mie ce le-ai dat ăstora mici să mănânce, pentru că au venit moleșiți. Păi nu sunt moleșiți, dar... Nu, păi tu nu vezi ce cuminii sunt. Așteptau să guste din cozonacul pe... Făcut de mine. Mie mi-ai spus că de ieri te-ai apucat. Păi nu, ieri am pus, cum se zice, la frământa, sau mă rog, la dospit. Și astăzi, toată ziua, nu vezi că mai am cocă pe mâini? Am înțeles, da. Nu m-a spărat bine, dar o să mă spăr între tine. Am înțeles, da. Dar n-ai gustat, vreau să te văd în direct gustul. Păi îi las pe ei ca să prindă... Hai, ia vă rog să luați câte o bucățică. Nu, ia ei câte o bucățică, măi, nu? Florin, hai să spun că eu am întrebat-o pe Andra cu copilăria, că nu înțeleg oamenii ăștia, așa s-au născut potoliți liniștiți, dragi, adică ei așa vor muri liniștiți, adică de obicei omul e frică de moarte, dar ei n-au nicio treabă, adică ei merg așa. Știi cum e, să facem o impresie frumoasă la început, că restul... Nu, fii atent, eu când eram micuț, că eu eram micuț cândva, ai pus și tu micuț? De la început așa, vreau să spun că eu bârfeam foarte mult și toată lumea a zis de la început, ăsta o să fie jurnalist, pentru că eu bârfeam de la început, eram radioșanțul orașului meu, Corabia. La un moment dat, când am ajuns aici în București, am întâlnit o doamnă care mi-a spus, Alexandru, ai două opțiuni în viață, fie să faci radio, fie să faci televiziune. Și ce crezi că i-am răspuns? Nu știu. Radio. Și am ajuns la televiziune. Adică niciodată. Deci... Am făcut întotdeauna altceva. N-am făcut... Eu, mie mi-au plăcut lucrurile pe invers, domnule. Când lumea mi-a spus să fac ceva, eu am făcut exact pe invers. Când ei mi-au spus, îmbracă-te în roșu, eu m-am îmbrăcat în negru. Spune tu nu ești puțin... încăpățânat de felul tău? Nu. Cum să nu? Nu. Dar ce zodie ești? Taur. Ești taur. Fii atent și tu. Ce am descoperit eu, chiar mi-am luat aici, mi-am notat. Da, mă gândeam să te rog să dai jos vestea roșie. Vrei să dai în mine cu nu, taurilele? Nu, știi că taurii la culoarea roșie... Da, dar fac urât. Vezi? Cum îmi place că încep și să doamna, te întărât. Și doamna, nu? Eu sunt taur, da. Și Violeta, e excepțional. Eu pe Violeta o iubesc de mor. Așa, ce vrei să zici acolo? Fii atent, cele mai infidele zodii. Da? Și sunt așa, berbecul, sau fidel. Gemenii, și în timp ce eu spun zodia, vreau să ridicați mânuța cel care e zodia asta. Păi nu mai spune dată, ce berbecul, cele mai infidele zodii. Infidele, așa. Dar să fiți sinceri, adică dacă sunteți printre ăștia, să nu ziceți că sunteți altă zodie. Hai să vedem. Doar să nu vă faceți de rahat că chipurile voi nu v-ați înșela partenerii, adică să fiți sinceri, da? Bun, să ascultăm. Berbec, nu e nimeni. Gemeni, leu. Scorpion, eu. Săgetător. Vărsător? Pești? Adică vreți să spuneți că eu am aici un platou plin de invitați fideli? Mamă, mie nu-mi plac oamenii fideli, eu niciodată n-am putut să fiu. Eu cred că n-ai scris ce trebuia acolo. Nu, nu se pune, dar tu ce ascendent ai? Eu cred că ai greșit. Trebuie să vorbești la microfon. Las că vă spun eu ce. M-a întrebat de ascendent crezând că ea are și ascendent scorpion, adică eu, știi? Ai avut vreodată de-a face cu un scorpion? Ia microfonul de la Violeta. Mă, Violeta, mă, tu ce ai făcut toată noaptea? Că tu ești foarte obosită.
Scorpion, da, da. Scorpion, ai avut relație cu un scorpion? Da. Și te-ai simțit bine cu el? Foarte bine. Păi sunt zodii compatibile, scorpioni, rac. Da, da. Hai să vorbim de piesa ta, că pe mine mă interesează. Producția. Caut pereche? Cât de mult a durat, da. Caut pereche este prima piesă. Versurile și linia melodică sunt concepute de mine. Îmi place să-mi compun versurile. Am făcut-o anul trecut. Unde ai făcut-o? Fiind chiar la Mamaia? Nu, pe plajă, dezbrăcată? Nu, eram. Da, unde era? Era iarnă și stătea eram acasă văvolită? Era mai și așteptam să vină căldura insuportabilă. Sunt fan căldură insuportabilă. Oh, și eu. Da, îți dai seama când transpiram în 2 ce iese. Aveam versurile, linia melodică o gândisem și îmi lipsea instrumentalul și am lucrat cu un producător, Ciprian Maxim. Aha. Și a ieșit melodia foarte repede. Bă, dar e super, super mișto. Mulțumesc, adică o prins imediat. Foarte mulțumesc bună. Frumos. Am scos-o... Oricum, o și ai pregătit și alta și aveai și un videoclip, dar o să vorbim despre asta. Da, pentru da. Că eu vreau să-l agit puțin pe Andrei, că nu se poate, nu. Nu am ce să fac, Adrian, tu fii atent. Dacă știam, îți dădeam să mă bei ceva, că eu fac și băuturi acasă la mine. Să știi că eu sunt polivalent, adică pot să fac toate. Îți dădeam ceva și te simțeai mai bine la ora asta. Tu ai iubită? Da. Câți ani are? 18. Și tu? 20. Ah, cu 2 ani. Da, e bine să știi. Și piesa asta e pentru ea? Să zicem. Și când voi vă întâlniți, tu te îmbraci tot așa în costum național? Nu. Nu, tu porți și haine normale? Normal. Normal, am înțeles. Dar vreau să dorm eu în hainele tale într-o noapte. Adică să mi le dai și eu să le port separat. Tu la tine acasă, eu la mine acasă. Mi le dai? Sau măcar chestia aia neagră. Dacă ai grijă de ea, ți-o da. Păi bineînțeles, cum să n-am grijă? Bine, ia spune ce piesă cânti? O piesă din folclor. Lasă-mă să ghicesc. Ia. Cum se numește? Mă gândesc eu așa în timpul ăsta. Cum se numește melodia? Victoraj, producătorule, tu acum trebuia să spui și o să par deștept și mare ghicitor, dar nu mi-ai spus. Mândruliță cu dormul se numește. Piesa se numește Mândruliță, am ghicit sau n-am ghicit? Așa. Băi, ce înseamnă? Vezi ce înseamnă să fii în emisiune la Alexandru? Da. Îți ghicesc viitor, fii atent că după piesă îți voi spune ce urmează. Hai okay. Să cânti. Repede timpul trecut, măi, la 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 la. Mândruliță cu dor mult, măi, la 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 la. Repede timpul trecut, măi, la 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 la. De când la mână te-am plecat, la 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 la. Și-ai rămas cu dorul nesat, măi, la 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 la. De când la mână te-am plecat, la 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 la. Și-ai rămas cu dorul nesat, măi, la 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 la. Sună munții și răsună, la 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 la. Că nu-s cu mândra împreună, la 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 la. Sună munții și răsună, la 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 la. Că nu-s cu mândra împreună, la 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 la. Plouă și turnă pe vale, la 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 la. Că nu-i mândra pe cărare, la 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 la. Plouă și turnă pe vale, la 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 la. Că nu-i mândra pe cărare, la 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 la. Vreme trece, vreme vine, la 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 la. Și gândul fuge la tine, la 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 la. Vreme trece, vreme vine, la 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 la. Și gândul fuge la tine, la 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 la.
de la strun lângă oielor. Lai la 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 până la gura voielor, măi la 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 de la strun lângă oielor. Lai la 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 până la gura voielor, măi la 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 la. Lasă timpul o veni, măi, la 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 pe drumuri de lăsătoare, la 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 la. Și-ai venit cu turma mare, la 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 la. Pe drumuri de lăsătoare, la 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 la. Băi, ce mi-a plăcut melodia ta, excepțională. Fii atent, a primit un apel acum. Mi-a spus o fată că îi place foarte mult de tine. Ce ne facem că tu ai zis că ai iubită? Păi nu ne riscăm, avem... Dacă am iubită, nu... Ce? Adică ai căzut acolo în zodică, tu ești fidel și vei să fii exact, și în realitate. Exact. Da, aia că îmi place. Dragii mei, vreau să vă spun că Oana Zăvoneanu, care ne urmărește în aceste clipe, a spus că îi place foarte mult pălăria mea, dar că ea știe, voi știți că la afumația cu două zile i-a dat de pomă la haine numă. Ei, a spus că are o pălărie, a spus că are o pălărie de a Mărioarei Zăvoneanu pe care vrea să mi-o dea și suport eu în ediția următoare. Ce părere aveți? Tu ce zici? Suport sau nu? Dacă vreți, da pe mea. Păi da, dar și o pot și pe aia, adică le pun unele peste altele, n-are... Da. Tu ai crezut că asta este? Nu, nu, nu. Dragii mei, hai să intrăm în pauză publicitară, după care revenim cu alți invitați cu multe surprize și eu o să le gătesc ceva în pauză.